Scorul a fost deschis de Paulo Ferreira în prima repriză de joc. Mureșenii au marcat încă o dată prin Cezar Ribeiro. Auto Bergamo a reușit să înscrie un singur gol în repriza secundă, iar Mimi Stoica a pus capăt meciului prin golul cu numărul 3. Nu ne vom opri aici, ne dorim foarte mult să câștigăm campionatul. Sperăm să începem cu dreptul în primul meci de acasă. City s-a calificat pentru a 7-a oară consecutiv în finala campionatului României. Un sentiment foarte plăcut. Realizarea muncii noastre care am depus-o până acum astăzi s-a împlinit, am ajuns, suntem finaliști. Știți că urmează să jucați cu Informatica Timișoara, cum vedeți viitor? Suntem două echipe cam de același nivel, eu sper într-un spectacol futsalistic cât mai plăcut publicului care urmărește futsalul. Asta și bineînțeles să câștigăm noi. Emil Răducu și-a făcut un cadou frumos ieri și a sărbătorit ziua de naștere prin calificare. Bine că ne-am atins obiectivul, acum ne așteaptă încă un meci foarte greu la Deva, în cupă, iar cu ei, dar trebuie să ne pregătim și după meciurile din cupă urmează primul meci din finală pe care trebuie să-l pregătim foarte bine. Atmosfera din vestiar nu are nevoie de nicio descriere. Citea Târgu Mureș și intră direct în febra meciurilor din cupă, care se vor juca la Deva săptămâna viitoare, luni și marți, după care se vor pregăti intens pentru primul meci din finala campionatului României.